Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un alt infovideo pe canal. În acest infovideo vom discuta puțin despre programul meu pentru livestream, când fac eu livestream. Pentru că am primit această întrebare de 50.000 de ori și sincer să fiu mă cam enervează. Pentru că să tot repet aceeași întrebare. Și m-am gândit că cel mai bine este să vă fac un infovideo, măcar de aici se poate înțelege. Bun, deci când fac eu livestream? Păi, înainte să explicitez când fac eu livestream, trebuie să înțelegeți mai întâi când postez eu videoclipuri. Pentru că și întrebarea asta s-a repetat, da? Bun. Să discutăm despre când postez eu videoclipuri. Oameni buni, eu postez videoclipuri de luni până joi. Primul videoclip pe care îl voi posta, îl postez dimineață. Al doilea îl voi posta la ora 2, iar al treilea îl voi posta undeva seara pe la ora 5, 6, 7, în intervalul orar cam ăsta. Sunt unele zile în care ați observat că am postat numai un singur videoclip. Motivul este că eu în ziua respectivă mai am și altceva de făcut afară de YouTube. Ceva treabă, teme și așa mai departe. Motiv pentru care eu în ziua respectivă pot posta numai un singur videoclip. Îmi pare rău, dar numai un singur videoclip. Trebuie să mă rezum la a posta numai un singur videoclip. Bun, acum revenim la streamuri. Când fac eu livestream? Și pe ce fac eu livestream? Și la ce oră fac eu livestream? Oameni buni, deci eu livestreamurile întotdeauna, dar întotdeauna le fac vineri, sâmbătă și duminică. În aceste 3 zile le fac eu livestream. Vineri, sâmbătă și duminică. La ce oră vă întrebați? Păi vineri voi face livestream începând cu ora 8, 8 și jumătate, 8 și 20, cam ăsta este intervalul orar. De ce la ora 8? Pentru că eu în ziua aceea am meditații, mai am și niște treabă și da, nu pot să-l fac mai devreme, pur și simplu nu pot. Și acum sâmbătă. Sâmbătă voi face livestream, sâmbătă și duminică voi face livestream la ora 3 jumătate, 3 și jumătate. Cam de la ora aceasta va începe întotdeauna livestream-urile de sâmbătă și de duminică. Bun. Acum platforma pe care fac eu livestream. Păi, platformele pe care fac eu livestream sunt fie YouTube, fie Hitbox. Aceste două mari platforme. YouTube, Hitbox. O grămadă de lume mi-a spus că de ce nu fac livestream pe Twitch. E bine, răspunsul este foarte simplu. Și Hitbox-ul este o platformă precum Twitch-ul. Hitbox-ul... În primul rând, am un parteneriat pe Hitbox și primesc și eu ceva dăștea și cu dăștea fac o dasta, adică ceea ce vedeți voi, mai bună, o calitate mai bună și pot să fac mai multe chestii, cum ar fi giveaway-uri sau habar n-am, chestii, ok? Și îmi place pur și simplu Hitbox-ul. Și acum nu veniți voi să-mi spuneți că pe Hitbox nu sunt oameni, și că nimeni, niciun român nu se uită pe Hitbox. Oameni buni, până la urmă, Hitbox-ul nu este o țară. Nu vă gândiți că Hitbox-ul sau Twitch-ul, cum ar veni, Twitch-ul e România și Hitbox-ul e Turcia. Și cum ar veni, eu fac, vin acolo și prezint niște chestii într-o țară străină. Nu, fraților, și Hitbox-ul precum Twitch-ul este o platformă pentru stream, doar că este o platformă mai, nu știu, mai simpluță, are o interfață mai... prietenoasă, pe care orice idiot poate să înțeleagă și oricine care intră pe acel stream poate să vadă cine este live în momentul de față și puteți să vedeți acolo, să vizualizați toate persoanele care fac stream. Mie mi se pare genial. Acum videoclipurile care le fac vineri, sâmbătă și duminică. Păi vinerea aceasta, dar numai pentru vinerea aceasta, pentru vinerea viitoare rămâne să mai fac eu un infovideo în care să discut despre asta. Pentru vinerea aceasta, în această vineri voi juca franciza GTA-ului, adică respectiv voi juca GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4... și GTA Episodes from Liberty City. Acum știu 100% că nu am să pot să fac livestream cu aceste jocuri, cu toate, cu toată franciza, așa că am să iau un GTA și am să le combin cu câteva jocuri ale copilăriei. Deci hai să numim acest stream Jocurile Copilăriei. Bun.
Sâmbătă, oameni buni, voi face joculețe cu cubulețe, respectiv voi juca Stoneheart, voi juca Minecraft și voi juca alt joculeț tot așa cu cubulețe, similar sau ceva de genul, cu abonații. Deci sâmbătă va fi un livestream cu abonați și la finalul livestreamului voi vorbi cu abonații. Duminică, oameni buni, voi face livestream cu Garry's Mod și cu GTA 5. Și încă un joc care cel mai probabil s-ar putea să fie Mountain Blade. Acum Mountain Blade poate să apară și în celelalte livestream-uri. Da. La capitolul Garry's Mod vom juca nu numai TTT, vom juca și Profan, vom juca și alte minigame-uri ce sunt puse acolo la dispoziție, iar pe GTA 5 mă vom juca eu și cu tovarășii mei, iar voi doar vă bucurați de Caterinca pe care o facem. Bun. Și cam ăsta ar fi videoclipul informativ. Eu sper că ați înțeles ceva, sper că nu o să se mai repete întrebarea aceea. Dacă o să se mai repete, vedeți voi chestia asta, în chestia asta am ținut eu mingiuțele sau aka comentariile idiotice. Comentariile voastre vor fi adăugate aici și vor fi lăsate de izbeliște. Vă urez tuturor să aveți numai o zi faină. Bye bye!